Nu e de glumă și până la finalul lunii iunie toate unitățile de învățământ din județul Botoșani și nu numai trebuie să obțină autorizațiile privind securitatea la incendiu. Iar reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au tot vorbit despre acest lucru în ultima perioadă, în încercarea de a-i stimula pe cei responsabili să urgenteze lucrările. Nu există, cel puțin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență nu are intenție să proroge acest termen peste 30.000, așa încât, pe cât posibil, obiectivele care funcționează fără autorizații să caute să-și obțină acest act administrativ până la acest termen. Șeful de la Inspectoratul de Urgențe Botoșan spune că nu dorește închiderea instituțiilor, ci sprijinirea autorităților responsabile, astfel ca până la termenul limită să se intre în legalitate. Ba mai mult, reprezentanța ISU Botoșani au demarat o campanie în județ menită să vină în sprijinul autorităților locale. Inspectoratul de Urgențe nu urmărește să închidă, sau rolul nostru nu este să închidem o instituție sau un operator economic, dimpotrivă, vrem să vă sprijinim să intrați în condiții de legalitate pe această linie de activitate. Primarul comunei Pomârla, Dumitru Chelaru, a spus însă că pentru a obține autorizațiile privind siguranța la incendiu, este nevoie de lucrări complexe și costisitoare, iar aceste fonduri se pot obține numai prin proiecte care durează. Și nu știu, din punctul dumneavoastră de vedere, dacă există noțiunea asta de a mai aștepta să le și terminăm, că probabil toată lumea trebuie să mute procesul de învățământ pe perioada la unii, depinde cum fac lucrările. Șeful județului este ceva mai optimist. În mod sigur, guvernul va aloca bani pentru autorizarea școlilor, că nu-i dispus să închide școlile când nu s-a autorizat. Deci, din punctul ăsta de vedere, va asigur 100%. Potrivit reprezentanților ISU Botoșani, la nivelul județului sunt 220 de unități de învățământ care trebuie să obțină autorizație privind securitatea la incendiu.